Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe I. Ultima conferință de presă organizată de domnul Daniel Chirira, directorul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă la Roman, a punctat câteva din chestiunile esențiale cu care se confruntă piața muncii din România în general și cea din neamț în special, referitor la modalitățile de atenuare, să-i spunem, că de rezolvare nici nu poate fi vorba, a crizei forței de muncă din România. Cum problemele sunt multiple și cum rezultatele la bursa locurilor de muncă pentru absolvenți au dovedit încă o dată interesul cu ghilimele de rigoare al celor fără un loc de muncă pentru găsirea unei oportunități de angajare. Iată că ne-am decis să-l invităm de data aceasta într-o emisiune în care să dezbatem pe larg problemele de pe piața forței de muncă din România. Bine ați revenit la CNS, domnule director. Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație. Domnule director, mi s-au părut extrem de multe lucruri interesante spuse de dumneavoastră, o parte din ele abordate și în alte conferințe de presă și în alte emisiuni decât de dumneavoastră. Dar iată că faptul că la bursa locurilor de muncă organizată vineri în cele trei unități urbane, respectiv Piatra Neamț Roman și Târgu Neamț, unde angajatorii au fost, se pare, mai numeroși decât șomerii prezenți, demonstrează că, într-adevăr, criza forței de muncă se accentuează pe piața românească. Aș vrea să începem cu rezultatele de la bursă. Sigur, rezultatele din acest an sunt într-un trend ușor descrescător față de anii anteriori. Am avut pe total județ prezenți 77 de agenții economici care au oferit 874 de locuri de muncă vacante. Au participat 494 persoane, din care 307 au fost absolvenți, restul au fost tineri din alte generații și nu numai tineri. Au fost angajate pe loc 28 de persoane și selectate în vederea încadrării 175. Pe Roman punctual am avut 54 de agenții economici contactați, din care au răspuns 34, au oferit 318 locuri de muncă vacante, au participat 188 de persoane, din care 130 de absolvenți. Locurile de muncă au fost pe domenii industriale, să zic, tradiționale, dar poate mai puțin atractive. Deci din zona Roman, în confecții, 120 de posturi, în hoteluri, restaurante, alimentație publică 68, construcții 63 și servicii 75 locuri de muncă vacante. Pe Roman, deci, s-au selectat în vederea angajatului 75 de persoane, din care 15 au fost angajate pe loc. Dacă comparăm cu bursa de anul trecut pentru absolvenți, atunci au fost ceva mai puține locuri de muncă vacante, dar un pic mai multe persoane participante și selecția de persoane pentru o încadrare a fost ceva mai mare. Dovadă că mulți din tinerii care au venit la bursă de data aceasta au fost mai puțin interesați, efectiv, cum să spune, unii au bifat evenimentul, să spunem. Chiar dacă noi avem anumite măsuri de constrângere a lor după aceea, partea de, să zicem, sancțiuni nu este chiar foarte importantă la nivelurile de acum, pentru că șomajul la tineri este de 250 de lei pe lună și singura repercursiune este tăierea acestui ajutor pentru cei care iau. Unii chiar nu iau ajutorul de șomaj de 250 de lei. Deci foarte puțin. Aici trebuie să avem cumva o viziune un pic mai aprofundată a problemei, pentru că, din păcate, atât angajatorii cât și instituțiile ar trebui poate și ele să adapteze un pic
la aceste generații de tineri inadaptați, ca să spunem așa. Deci generațiile minerare de după din anii 2000, deci au cumva alt comportament, mai puțin conformist, mai puțin egalitarist, au niște așteptări mult mai rapide pentru piață față de angajatori. În general de ordin pecuniar. Da, adică vor recompense imediate, substanțiale, așteaptă niște locuri de muncă mai flexibile ca program, ca mediu social în care lucrează și din păcate multe din firme au încă un comportament, să zicem, din capitalismul timpuriu. Multe au un management de tip industrial, taylorist, fordist, bazat pe linii de producție cu disciplină severă și, să zic, efectiv fără acțiuni integrative, sociale sau alte elemente de cultură organizațională. Și atunci tinerii efectiv refuză să vină spre astfel de locuri de muncă. Asta ar fi pe partea asta. De asemenea, vorbeam de sancțiuni și de recompense. Tinerii de azi cumva sunt mai racordați la cultura vestică, nu în sensul că este mai bine. Deci nu vreau să fac afirmații dihotonice de genul ăsta, e mai bine după vest sau după est. Dar sunt mai puțin receptivi, între ghilimele, la sistemul din organizațiile românești care este mai mult pe sancțiuni, adică nu faci, te sancționezi, ci pe comportamentul din organizațiile vestice care sunt mai faci mai mult decât minimul, te recompensezi cu atât sau cu atât și creează un sistem concurențial, să zic, ce mai puternic și, din păcate, organizațiile noastre nu s-au adaptat la stilul ăsta, nici instituțiile publice, nu numai... Acum, domnule director, n-aș vrea să mă fac avocatul firmelor pe care noi le-am incriminat pentru acest comportament cu un pachet salarial minim, ceea ce pe termen lung afectează. Acum tineretul nu se gândește el la pensie, dar anii trec și realitatea e că cel care a avut salariu minim pe economie timp de vreo 15-20 de ani are o pensie de mizerie. Da, deci exact. Problema nu se pune așa. Dar spuneam că nu sunt... trebuie să atragă atenția asupra faptului că statul însă și este cel mai mare exploatator al mediului privat. Suprataxarea muncii. Se știe că România e pe primul loc în ceea ce privește suprataxarea muncii. Nu cred că mai sunt chiar în această situație, dar oricum este o taxare mai mare. Sunt împovărate firmele de taxe și impozite. Credeți că n-ar prefera și angajatorii să stimuleze, mai ales acolo unde le crapă măseaua după un angajat? Dacă vorbim în termeni teoretici, da, dar în practică observăm de multe ori că comportamentul firmelor rămâne în a oferi cel mai mic pachet salarial posibil, chiar dacă de multe ori, am mai spus-o, noi oferim anumite subvenții pentru a angaja tinerii și aici chiar la tineri nu avem probleme majore de finanțare ca la alte categorii. Dar chiar și cu aceste subvenții, patronii preferă ca să nu pună niciun leu în plus și ei la pachetul salarial. Adică efectiv costul salarial să fie numai din subvenția de la stat. La care tip de firme vă referiți? Din ce domenii de activitate? Cele care apelează, toate domeniile care apelează la noi, dar mai ales firmele care, să zic, sunt la nivele mici de competitivitate, cum sunt firmele din confecții, care sunt multe în zona romanului și care plătesc numai pachet. Da, plătesc salariu minim. De exemplu, în Piatra Neamț nu prea mai sunt așa multe, pentru că nu rezistă concurențial. Adică nu mai găsesc forță de muncă deloc. La Roma mai găsesc cât de cât. Și în construcții, poate în alte domenii de servicii, de restaurante, alimentații publică, am mai spus. Și tot timpul am vorbit cu angajatorii și le-am spus
peste cei 2250 de lei care este subvenția de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă, să pună și ei o sumă să, astfel încât pachetul salarial să fie atractiv să aducă tinerii. Pentru că se plâng că nu vin tinerii, dar... Și cei care vin, dacă îmi amintesc de ultima întâlnire pe care dumneavoastră ați organizat-o după bursa de anul trecut, din primăvara aceasta, știți că angajatorii vă spuneau că și cei care vin, se încadrează, stau câteva zile după care și-au luat tălpășița și-au plecat. Sigur, și atunci este o nebunie să investești. Păi tocmai asta am vorbit. Nu știu dacă este bine, dar asta este realitatea noilor generații. Firmele trebuie să-și adapteze cultura organizațională la așteptările lor, pentru că dacă nu și-o adaptează, tinerii nu se adaptează ei, adică pleacă efectiv din țară și probabil că declicul de a munci în sistem industrial ca la noi va veni mult mai târziu și atunci suntem într-un cer vicios. Când eu v-am propus dumneavoastră ca temă de discuție criză românească, măsuri a șișderea, n-am făcut cât uși de puțin referire la măsurile luate de Ajofemeneams, pentru că acestea sunt de ordin local, ci m-am referit efectiv la o legislație cumplit de proastă și neadaptată realităților momentului în acest domeniu a muncii. Și am făcut referire la acel proiect la care dumneavoastră ne-ați spus că sunteți doar parteneri. Este vorba de acel proiect A Doua Șansă, prin care mie îmi sună ca și fost cadru didactic, așa, ca, știu eu, o nouă etapă de alfabetizare din anii 50 și în care îi aduceam și vreau să îmi dați mai multe amănunte despre acest program, atât cât știți dumneavoastră, pentru că el a mai fost și recent, acum, în urmă, cred că cu vreo 10 ani implementat, când eu încă eram în învățământ, și vreau să vă povestesc cam cum se derula. Legislația pentru A Doua Șansă, într-adevăr, este aceeași de 10 ani. Proiectele care sunt cu finanțare prin programul operațional Capital Uman încearcă să aducă totuși o anumită plus valoare la abordarea tradițională. Deci, efectiv, numai de a plăti cumva din fonduri publice costurile pentru a ajunge la o clasă a celor care nu au aceste studii. Proiectul... Sunt destul de ridicate, să ținem seama. Sunt ridicate. Nivelul ridicat al salariilor cadrelor didactice. Exact. Și costurile care sunt în școală, care trebuie pentru școală sunt. Sigur, proiectul ăsta, vreau să zic, încearcă să aducă plus valoare, vom vedea dacă vom reuși, și de aceea suntem noi parteneri în proiect, Agenția de Ocupare a Forței de Muncă și nu numai. În sensul că, ca toate politicile sociale, se încearcă cumva, din păcate prea puțin, să ajungem la un fel de management de caz, adică fiecare individ în parte, din categoriile sociale, să spunem, cu probleme, trebuie tratat astfel încât să găsim o soluție viabilă de viață pentru el, nu numai obiectivul să aibă diploma de 8 clase, care poate pentru el nu, la momentul de viață care a ajuns, poate nu-l ajută chiar singular foarte mult. Și de aceea noi am intrat în proiect și sunt două activități importante pe care noi le vom face, sunt acea parte de consiliere pe piața muncii și pregătirii pentru întâi piața muncii. Întâi de depistarea lor. Deci proiectul, bineînțeles, are o parte inițială de identificare a grupului țintă. Și din grupul țintă, care vor contribui toți partenerii și inspectoratul, doar și ei au evidenții cu cine a abandonat școala, și noi, cu cei care sunt înregistrați la noi, peste 2000 de persoane care nu au studii complete și deci nu prea putem să facem multe măsuri active, vom identifica zonele în care putem să strângem grupul ca să facem cel puțin câte o clasă. Aici vorbim și ca limită de vârstă sau de regulă e vorba de persoane care în jurul vârstei de 40 și cam așa? Cumva proiectul aici se va axa. Nu există nicio limită de vârstă, în sensul că proiectul se adresează la tineri, la persoane non-niți, adică fără tineri de până în 25 de ani. Deci de la 25 încolo, orice persoană. Bineînțeles că e mai puțin probabil ca o persoană de 55 de ani identificată de noi să mai vrea să urmeze programul de A Doua Șansă.
decât una de 40. Eu aș contrazice aici, sunt din aceia care, de exemplu, știu că nu pot urma, haide să luăm exemplu școlii de șoferi. Da, știți că nu poate urma școala de șoferi dacă e nu bun, da, sigur. Nu, știe am vorbit, nu, ceva carte. Am zis că statistic, probabil că statistic într-o frecvență de vârstă 40-45 va fi mai mare procentul decât într-o categorie 55-60. Bun. Dar nu că nu vom avea și din grupa asta. Și aici haideți să vorbim, aici trebuie după mine, eu vorbesc acum, vorbește cadrul didactic din mine, după mine trebuie să identificate cauzele abandonului școlar care pot ține de gradul de sărăcie, pot ține știu eu de capacitatea de a nu se adapta unui mediu școlar sau știu eu ce alte cauze. Ei, știți că de regulă spuneam, domnule, lasă că o să se lovească el cu capul de pragul de sus și să vadă cine știe de ce a părăsit școala. Deci aici trebuie motivul pentru care a părăsit școala identificat. Sigur, de aceea vor fi în proiect niște experți de grup țintă care vor avea cumva o fișă de anchetă socială care se va face inițial, tocmai care va fi folosită după aceea și de acești consilieri pentru piața muncii, în carieră și de dezvoltare personală, pentru că va fi și o activitate de dezvoltare personală. Și bineînțeles că în funcție de cauzele inițiale care le identificăm, pot să fie, să zic, anumite persoane care la evaluare, dacă nu ar fi nici în continuare să aibă șanse de vedeți, a urma și acest aici program. Mai există două, depinde de data la care de vârsta la care a părăsit, iar dacă a părăsit la vârsta claselor 1-4 este una, că acolo chiar trebuie să-l iei de la zero, să-l îi porți mâna și să înveți alfabetul, vorbim la clasele primare, că sunt și situații în acestea, sau poți să știți care era vârsta la care ei abandonau clasa 5-a, 6-a. Cam astea sunt vârstele la care, că deja a ajuns printre a 7-a, 8-a și interesul lui pentru școală este altul și... Bine, mă aștept să găsim tot felul de situații. Sunt situații care, deci, poate s-au mai eliminat cauzele inițiale de abandon și atunci premisele succesului sunt mai mari. Pot fi situații în care au apărut, să zic, elemente noi, tot negative, să zic, alcoolismul sau alte elemente care vor face ca o persoană de genul ăsta să mai puțin, să aibă mai puține șanse de a urma programul a doua șansă. Ceea ce ține de noi, de agenții, v-am spus, ne vom implica atât în partea de recrutare, cât și în partea de dezvoltare personală și pregătire pentru piața muncii și formare profesională. Ideea care este și condiționalitatea în acest proiect, ca din 10% cel puțin din cei care vor termina a doua șansă 8 clase, intră la noi la curs de formare profesională de 720 de ore, care dă o calificare bună și vom face calificări care sunt chiar cerute pe piață, astfel încât să-i angajăm. Bun, acum depinde și de sistemul acela de învățământ practicat. O să fac, dacă fac cursuri fără frecvență, îți pierd din start, că acolo nu se face frecvență... nimic. Deci frecvență serală. Aici nu, ar putea nu, fi. Nu, nu, e frecvență de concentrată, cum e legislația pe a doua șansă, pentru că tocmai ca să fie aduși, spre deosebirea de programe de a doua șansă care sunt de la bugetul de stat, acestea vor avea niște pachete atractive pentru ei să-i atragă. Deci vor primi probabil o masă. Vorbim de fonduri europene, da? Da, vor primi o subvenție pe perioada când vin la curs, vor beneficia de transport. Ceva la betă, probabil. De transport, dacă se vine în centru urban, la un nu liceu. Neapărat urban. Nu, că deci noi vrem să facem cumva, dacă nu găsim, de exemplu, la un exemplu comună, la Oniceni, pe toți, mai luăm și din comunele de alături și îi aducem pe ceilalți, plătim transportul sau găsim noi o formă de a plăti pe cineva să cu un microbus cu ceva să îi aducă pe toți la centru școlar la care stabilim că vom desfășura programul. Deci va fi un pachet, să zic, de renumerare atractiv cumva pentru ei, pentru că vor primi, cum am spus, și o subvenție și hrană plus navetă. Și atunci aceste elemente sunt acordate în funcție de prezența zilnică. Deci, dumneavoastră ați văzut draftul proiectului deja? Da, la sigur, lucrăm la el. Noi, ca agenții, noi am mai desfășurat noi proiectul european de a doua șansă în comunele Dragomirești, Pipirig, Săvinești. Deci avem cu ce succes?
cu succes pe toți am făcut, au terminat la noi. Tocmai am ținut în priză cu acele subvenții, cu stat pe ei zi de zi și au terminat. Bun. Da, haideți să ne gândim și la capacitatea de asimilare, că unul da, într-un fel asimilează la 25 de ani, care a spus că e vârsta minimă, și altfel la 45-50. Obiectivele sunt oricum mai mici. Trebuie să recunoaștem asta. Adică obiectivul este să finalizeze aceste studii la cel puțin nivelul minim. Adică nu mai e ca la copii care au obiectivul după aceea să meargă la liceu, la facultate și deci să facă altă performanță. Deci, efectiv, sunt elementele de bază, cerințele minime stabilite pentru fiecare nivel, de la fiecare clasă pe care, prin care trec, astfel încât să avem 8 clase la ei ca să putem să facem curs. Bun. Și cursurile acestea vor fi gen ucenicie la locul de muncă? Sunt cursuri pe legislația formării profesionale a adulților, v-am spus, de 720 de ore, ceea ce înseamnă 4 luni jumate, în care, deci, au 40% 4 luni jumate pe un an sau pe un ciclu de învățământ? Asta e tot cursul. Deci nu vorbesc de a doua șansă, de programul de învățământ, care e legislația și se ocupă inspectoratul. Vorbesc de cursul de profesională, care durează 4 luni jumate. Nu e ucenicia. Ucenicia e mult mai lungă, un an, doi. Deci pe 720 de ore e echivalent cu un program de ucenicie de 2 ani. Nu ne permite durata proiectului să facem așa ceva. Deci efectiv condensat. Fac 2 zile teorie și 3 practică pe săptămână la agentul economic, astfel încât la 4 luni jumate să aibă diploma de calificare recunoscută în toată Uniunea Europeană. Câți din cei care au absolvit această etapă în cele două localități au fost și încadrați și să le găsesc pe piața muncii? Programul respectiv era un pic altfel. Deci, efectiv, singurul obiectiv era să facă a doua șansă, dar noi am avut materii prime și am putut după aceea să desfășurăm cursuri cu ei. Și chiar știu că la Pipirig după aceea am făcut prin alt proiect câteva cursuri în care au urmat din ele. Bine, cursuri simple, croitor, agent de curățenie. Vorbeam de meserii din acestea lucrative, manuale. Dar bineînțeles că acestea sunt lucrative, dar din păcate legislația noastră, care este armonizată cu cea din Uniunea Europeană, are la condițiile acces aproape la orice meserie, care nouă ne se pare simplă, adică este chiar simplă, condițiile de acces sunt 8 clase. Și atunci, în momentul ăsta, suntem într-un blocaj de aproximativ 7-8 ani. Deci nu putem să facem cu aceste persoane, care sunt tot mai multe de la an la an, care n-au studii complete, nu putem să facem aproape nimic. Pentru că nu au dreptul să meargă la curs. Și atunci vor fi toate viața necalificați. Dacă nu ar fi fost mai eficient și cu adevărat folositor acele cursuri serale, pentru că iată aici este și o oportunitate pentru un învățământ unde știm că de la an la an a scăzut numărul de elevi și... Acum discuția cumva nu e chiar pe nivelul meu de competențe. Deci există legislația pe a doua șansă pe care trebuie să încadreze proiectul și cei de la inspectorat trebuie să facă pe această legislație. Adică nu pot să fac o considerație de valoare pe ceva care nici nu lucrez în sistemul respectiv și am prea puține informații ca să judec sistemul și nici nu-mi permit. O să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim.